Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Ce ne puteți spune despre răniți în stare gravă, vă rog? Deci, de când s-a stat acest accident, au fost mobilizate mai multe forțe ale Ministerului de Interne și Ministerul Sănătății. Sunt, într-adevăr, până acum știm, două victime care sunt într-o stare mai gravă, aflate la Baia Aramă. Elicopterul SMURT Craiova este acolo, medicul evaluează toți care sunt acolo în colaborare cu colegii de la Baia de Aramă, urmând ca să ajungă în cel mai scurt timp și elicopterul SMURT Arad, care este deja trimis, este decolat și trebuie să aterizeze din moment în moment la Baia de Aramă. Cele două victime grave de care știm vor fi transportate cu cele două elicoptere. Dacă mai apar alte victime grave, dar nu avem astfel de informații la momentul actual, Ministerul Afacerilor Interne a pregătit încă prin Inspectoratul de Aviație două elicoptere la București. Este pregătit elicopterul SMURT București și încă un elicopter mai mare cu echipa medicală de la SMURT, dar aceste elicoptere momentan sunt la sol, nu sunt trimise pentru că nu avem semnale că ar fi nevoie. Mai este încă un elicopter care a participat la recunoașterea zonei din partea Inspectoratului General de Aviație, un elicopter mare care este află în zona Baia de Aramă. Vă mulțumesc pentru aceste informații, însă m-ar interesa dacă ne puteți oferi sigur, dacă s-a luat această decizie, unde vor fi transportate persoanele. Deci victimele, cele două vor fi transportate, una către Craiova, cel mai probabil București, și una către Timișoara. Deci una va merge spre Timișoara, sigur, și una nu se știe dacă la Craiova sau București. Da, oricum, elicopterul de la Craiova va merge spre Craiova și va fi luată decizia dacă trebuie să ajungă la București și a doua victimă va fi plecat cu ea la Timișoara. Elicopterul de la Arad se va întoarce la Spitalul Regional Timișoara și o să o predea acolo.